Thank you.
elevi, dragi ambasadori ai județului Bacău, în frunte, bineînțeles, cu conducerea Consiliului Județean și consilierii județeni. Iată, e vremea veștilor bune. E timpul în care evidențiem tot ceea ce este mai frumos și mai bun în noi, lângă noi și mai ales pentru noi. Pentru noi, Consiliul Județean, cei mai buni sunteți dumneavoastră. De aceea astăzi sunteți aici. Și vă mulțumim pentru prezența la această premiere. Pentru început, voi invita alături de mine conducerea Consiliului Județean, domnul președinte Valentin Ivancea, domnul vicepreședinte Gelu Achil și domnul vicepreședinte Mihai Drăscripăț. Și îl invit pe domnul președinte să ne adreseze cuvântul. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, Nicoleta, mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Într-adevăr, dragi părinți, dragi elevi, dragi sportivi, Consiliul Județean premiază performanța. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, pentru că tocmai cuvintele mari generează cele mai multe așteptări. Vreau doar să vă spun că atât timp cât facem sport și atât timp cât învățăm, avem un viitor. Și vreau în calitate de președinte al Consiliului Județean și în numele colegilor mei, consilieri județeni care sunt prezenți în de față, să vă mulțumim pentru faptul că ați făcut ca județul Bacău să fie recunoscut și dincolo de granițele țării și a județului, la nivel național și la nivel internațional. Să știți că noi toți care acum suntem la o anumită vârstă, regătăm partea de cea mai frumoasă parte a vieții noastre. Atunci când eram în liceu, în școală sau în studenție, poate atunci nu ne dădeam seama cât de important era și este să învățăm sau să facem sport. Cu timpul lucrul ăsta s-a dovedit. E bine să scurtăm căile și să mergem pe două chestiuni care ne aduce pe viitor, într-o anumită zonă, aceea performanță. Noi ne bazăm pe dumneavoastră, noi ne bazăm pe faptul că dumneavoastră veți reprezenta județul și de acum încolo, și veți reprezenta județul și ca oameni maturi. Felicitări părinților pentru educație și felicitări elevilor și sportivilor pentru performanță. Vă mulțumesc și eu și am să dau cuvântul Nicolei. Mulțumesc! Și am considerat că împreună cu acest colegiu din județul Bacău putem arăta cei mai buni și cei mai reprezentativi pentru județe. Da, dar am declanșat un concurs acum ceva timp cu premii care să încurajeze imaginația elevilor de la Colegiul Național de Artă. Și în același timp să scoată în evidență și importanța Colegiului Național de Artă. O felicit pe doamna director aici de față, doamna director Bursu, și am să o rog și pe Dinsa să ne spună câteva cuvinte. Am să, până ajunge Dinsa lângă mine, sunt extrem de mulțumit de toate ideile. Toate ideile ar fi trebuit premiate cu certitudine, dar doar unul singur e câștigător. Mulțumesc! Vă rog, foarte mult! Și cred că se cuvine să vină lângă mine și doamna
femei sau bărbați, la femei, de acest concurs. Și îi mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru încredere și vă suntem alături întotdeauna. A fost un prilej foarte bun pentru ele să gândească principiul unui proteg și mai ales să implice într-un aspect și într-un focus atât de important pentru județul Bacău. Mulțumim foarte mult pentru această oportunitate. Vă mulțumesc, doamna profesoră. Am simțit cea mai multă pregătire, pentru că, nu-i așa, a făcut o echipă frumoasă. Avem premiul 3. Elevii Petreanu Bianca Georgiana din clasa 12-a, de la Colegiul Național de Arte, Georgia Arte, obținut în cadrul concursului de idei grafice cu tema Semne, simbol la hotarele județului Bacău, viziunea tinerilor talente, organizat de Consiliul Județean Bacău, în parteneriat cu Colegiul Național de Arte, Georgia Costobar. Elevei Tiron Maria Ioana, din clasa 10-a, de la Colegiul Național de Arte George Apostol Bacău, obținut în cadrul concursului de idei grafice cu tema Semne, simbol la hotarele județului Bacău, în viziunea tinerilor talente, organizate în Consiliul Județean Bacău, în parteneriat cu Colegiul Național de Arte George Apostol Bacău. Și nu în ultimul rând, de fapt în primul rând, premiul 1. Elevei Bunaru Lorena Georgiana, din clasa 11-B, de la Colegiul Național de Arte George Apostol, obținut în cadrul concursului de idei grafice cu tema Semne, simbol la hotarele județului Bacău, viziunea tinerilor talente, organizată de Consiliul Județean Bacău, parteneriat Colegiul Național de Arte George Apostol. Și tot premiul 1, pentru că e un proiect comun. Elevei Lefter Beatrice Nicoleta din clasa 11-B de la Colegiul Național de Arte George Apostol Bacău, obținut în cadrul concursului de idei grafice cu tema simbol la hotarele județului Bacău, cu viziunea tinerilor talente organizate de Consiliul Județean în parteneriat cu Colegiul Național de Arte George Apostol Bacău. Felicitări! De asemenea, vreau să felicit și echipa de implementare a acestui proiect, doamna Bădându-Șoi și cu ceilalți colegi, doamna director Anca Sava, colegii Dâncelor. Și să știți că chiar am fost implicați în acest proiect și chiar am dorit să se vadă cum gândește un viitor artist. Ca atare am să prezentăm cele trei premii, cele trei simboluri, dacă doriți, și fiecare dintre dumneavoastră să spună ce ați încercat să semnifice. O să încerc cu premiul 3 și o să sfârșesc dumneavoastră. Semnul județului Bacău, Muntele de Sare.
Cam asta este reprezentarea și să sperăm că o să vedem cât mai curând la hotarele județului și care să facă diferența cu celelalte județe. Vă mulțumesc tare mult și o să vă rog să treceți pe la... Nu dăm doar timpul, să știți. Da, mulțumesc. Și promovarea cu media 10 a examenelor de la evaluare națională sesiunea 2020. Premiul, diploma de excelență, se acordă elevei Ionescu C. Claudia, Colegiul Național Țirea Alexandrii Bacău, pentru rezultate școlare remarcabile și promovarea cu media 10 a examenului național de bacalaureat 2020. Diploma de excelență se acordă elevii Măciucă C. Daria Elena, Colegiului Național Vasile Alexandrii Bacău, pentru rezultate școlare remarcabile și promovarea cu media 10 a examenului național de bacalaureat 2020. Diploma de excelență se acordă elevii Plăcintă Mara, Colegiul Național Vasile Alexandrii Bacău, pentru rezultate școlare remarcabile și promovarea cu media 10 examenului național de bacalaureat 2021. Este? Nu e nicio problemă, o să găsim o soluție să ajungă pe primul la da. Felicitări! Continuăm cu Colegiul Național Ferdinand Hârtii. Premiile vor fi acordate de domnul vicepreședinte Gelu Mașii. Bună ziua tuturor! Evidenție și o să felicit elevii, sportivii, antrenorii și în ultimul rând cadrele didactice care s-au implicat în educarea. Înțeleg că vom premia elevii de nota 10, media 10 la bacalaureat. Se acordă diploma de excelență, elevii Vântac Teodora, pentru rezultate de la sesiunea 2020. Felicitări! Se acordă diploma de excelență elevului dascălu Andrei Bogdan. Examenului de evaluare națională, sesiunea 2020. Felicitări! De asemenea, diploma de excelență elevului Filip Codorogea Ștefan. Nu este... Trebuie aplaudat și el pentru că o să nu vedem. Eleva Tanțoș Ioana, colegiul Național de Felicitări, Mara! Diploma de excelență se acordă de asemenea elevei Băluță Alexia Elena. Este la colegiul nostru. Felicitări și acestea. Diploma de excelență elevei Măcirescu Sofia Maria. De asemenea, urmă de felicitări! Am ajuns iarăși la Tanțoș. Sunt două. Da? Cred că a mai fost un Tanțoș. Înțeles? Da, pregăteam că nu a fost prezent și nu la capăt. Diploma de excelență se acordă elevei Tanțoș Maria Iuliana. Venișoara!
rezultatele școlare remarcabile și promovarea cu media 10 a examenului național de bacalaureat. Felicitări tuturor, o dată felicitări și profesorilor. Mulțumim, mulțumim domnule vicepreședinte, continuați. În continuare, domnul vicepreședinte Scripăț Constantin va premia pe elevii de la școala gimnazială Alexandru Ioan. Bună ziua! Sunt onorat să premiez cu diplomă de excelență 5 elevi de nota 10 de la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza din Bacău, o școală de prestigiu din Bacău. Voi da citire premianților și invitațiilor. Constantin Serena Mara. Ioniță Maria. Luncan Matei Ștefan, școala gimnazială Sancta Muzea. Și de la bacalaureat, sesiunea 2021, Doliș Viviana.
Felicitări! Sunt elevi de 10, da? Toți cei de aici. Felicitări! Mulțumim, doamna Egalin, felicitări elevilor! Continuăm cu festivitatea de premiere cu Colegiul Național Dimitrie Academie Omnești, Școala Gimnazială Zaian și Școala Gimnazială Liviu Redan Omănești. Premiile vor fi acordate de doamna consilier județean Daniela Fină, pe care o invit la rugăciune. Felicitări tuturor pentru performanțele obținute, atât la nivel
comun. Felicitări tatălor didactice și părinților care susțin întotdeauna și nu și abandonează copiii și mare merit este și al dumnealor și al întregilor echipe din spate, nu mă refer la sportivi. Aș dori să dau citire premiilor, care sunt o recunoaștere a performanțelor și un stimulent financiar, că munca totdeauna va fi răsplătită și sperăm noi rezultate și ne așteptăm la performanțe deosebite din partea dumneavoastră și la bacalaureat, de ce nu? Se acordă diploma de excelență elevei Gondor Michele Georgiana de la școala gimnazială Mirom Costin Bacău. Și
ultima premiantă pe care o premiez azi. Diploma de excelență se acordă elevii Bârstu de Boga, frumos se nume. Colegii ne-au ținut de altă George Apostol pentru rezultatele și mult succes în anul de studentă, anul întâi, la ce studentă la care dar felicitări, poate același nume, dar nu este lucrurile apropiată să nu pot premia, deși n-aș dori să fie lucrurile mea apropiată. Da. Felicitări, dragi elevi, pentru performanța realizată, mult succes și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor de Consiliul Județean care au votat, toți au votat, indiferent de culoarea politică, pentru că educația și sportul are culoarea politică, au votat pentru ca să aibă loc această premiere astăzi. Felicitări tuturor! Aceste note de 10 la evaluare și la bacalaureat vom continua în partea a doua a premierii de astăzi, dar așa cum am zis la început, se aud vești bune și mi se pare că ceva din partea dreaptă, mă înșel. Se aude ceva din partea dreaptă acolo. Primim? Da. Primim, poftiți, vă rugăm. Alături de noi, grupul vocal Mândre Trătușene, condus de doamna profesor Gabriela Comăneci. Acest grup este format din fetițe de o frumusețe excepțională și vă veți convinge și dumneavoastră, care provin din Mântus, Trotuș și Cașin. Iată tradițiile și folclorul mai au speranță. Vă vor dovedi în următoare minute. În aplauzele dumneavoastră. Gracias.
Să ne ascund, trunchul sfânt, pace pe pământ.
Varsă, Doamne, dar și chinii, peste masă, peste casă, peste tăți din altă casă, peste mari și peste mici, peste tăți că sunt aici, la mulți ani să aveți folos de nașterea lui Hristos, la anul și la mulți ani. Mulțumim încă o dată și dau cuvântul doamnei Lușoare Riboleta ca să
alături de mine domnul Gavidiu, vom începe premiera. Înainte de a începe domnul Gavrileu premiera, totuși să știți că am avut ceva emoții, că a fost premiat de domnul consilier județean Mârzu cu excelență în învățământ. Da, domnule președinte, și eu am tresărit când am auzit domnul Gavrileu propuse domnului Mârzu. Trebuie să recunosc că n-am fost premiat niciodată pentru meritele școlare. În clasa 12-a am stat 6 luni de antrenament, la BAC m-am prezentat și am luat 5 la limba română. De-aia am tresărit când am auzit că am luat premiat pentru meritele școlare. În schimb, pentru meritele... În schimb, pentru meritele sportive, sunt obișnuit cu, poate plus să le modestie, afirm chestia asta, sunt obișnuit cu care este obișnuit cu premiile, cu scena, cu microfonul, cu toate astea, oricât de mult antrenament ai avea, așa emoțiile tot se simt. De aceea, dacă reușesc să mă fac un pic de rușine, dacă nu-s ca păcate, să-mi acordați circunstanțe tematice. Vă propun să începeți cu sportul municipal. Aceștia vor fi primii care vor primiți. Ok. Părinția noastră să mai monopolizez un pic discuția. Aveți microfonul, mai puteți face ceva, spuneți sincer. Vreau să sper să nu vă schimb ordinea de zi. Vreau să-l felicit pe domnul președinte pentru această gală. Anfitrionul și inițiatorul acestei gale. Știu că premiile nu sunt foarte mari. Să nu credeți că am tratat problema cu superficialitatea, am zis foarte mult, domnul președinte. Acesta este regulamentul, deocamdată, pe viitor să schimbă regulamentul. Consiliul Județean, după cum mulți dintre voi știți, nu dispune de foarte multe fonduri pentru capitolul sport, mai degrabă este apanajul Consiliului Local, dar s-au făcut eforturi considerabile și din punctul meu de vedere, sper să nu greșesc, cred că este una dintre cele mai lungi liste de premiere făcută de domnul Vladimir Vancea și trebuie să urmărim, nu neapărat zona de bani, care este și importantă, dar gestul, intenția gala și momentul festiv și apreciere, pentru că sportivii nu au nevoie mai de bani și de aprecierile societății și a autorităților locale. Doamna Anca Ecarmin spunea că în viață trebuie să facem ceea ce trebuie și ce vrem. În perioada dumneavoastră, acum am să spun ce vreau și nu ce trebuie. Și am să vă zic că am urmărit și alte liste de premiere, care chiar astăzi s-au oficializat, să zice, s-au votat în alte formuri. Sunt o puternică tentă politică, din păcate. Nu a avut loc toată lumea, nu au fost invitați chiar toți cei care meritau, doar pentru că a apărut o specie nouă în politică, un nou din politică, care a apărut undeva nu știu de unde, din Sufării și Bălții Brăile, din poveștile cu Heripata la Barna de unde, care, din păcate, creează un pic de mici. Eu i-am spus chiar cu riscul să poară plăcioși, am spus divizeu, pentru că divizează, nu unește urmea, nu unește sport, nu unește ce divizează. Acest om nou din politică, din păcate, ne surprinde pe mine cel puțin cu multe chestii. Demne de heripatră, cum am spus, demne de primar, pe și mai știu ce. Cu atât mai mult îl felicit pe domnul președinte că reușește să punească și să strângă cât mai mulți sportivi posibil și să ne bucurăm de o gală și de sfârșit de ani, să ne mai cunoaștem, să strângem rândurile și să terminăm într-un an să terminăm anul într-o tentă pozitivă, să fim negativ, dar în test. Ok, acum am să dau citire diplomelor și premiilor. Premiul pentru performanțe deosebite se acordă sportivului Daniel Meliciu, Paul Befinț, Sportul Municipal Bacău. Andreea Ștefania Furlu, Paul Pichni, Ioana Elena
Adochicei, powerlifting. Gabriela Dimescu, powerlifting. Ieruna Munteanu. Ieruna a spus locul în președintele state, junare 1, junare 2, junare 1, campioană națională de basket. Ieruna Munteanu, locul 1, junare 2. Denisa Viorela Dragomir, pentru locul 2 la junare 3. Andreea Gabriela Susanu, locul 3 la serioare. Alisa Ionela Crângăneș, locul al 2-lea, junare 2. Georgiana Lorena Chifane, junare 2, locul al 2-lea. Ionela Ivan, locul 1, junare 2. Alexandra Brigita Gabor, locul 1, junare 2. Și sub îndrumarea domnului antrenor Daniel Zodia. Felicitări și succes în continuare. La caserie. Sport mobil, tir cu arcul, Asociația Sportiv Saga Bacău, deschis. Deci, după cum am spus, un sport mobil, tir cu arcul, Asociația Club Sportiv Saga Bacău, Gianina Justina Ibu, antrenor. Cristina Tudoriu, pentru locul 1 Favoloniei, Teodora Tudoriu, pentru locul 1 Favoloniei. Marius Minerdar, pentru performanța cea mai valoroasă realizată de elevi în competiția națională și internațională. Și fără accident.
Două tinere speranțe, două fete frumoase care au fost transferate la CSM Bacău, pentru că aveau potențial și l-au demonstrat, dar au toată cariera înainte. Federica Gabriela Apostol, locul al doilea campionatul Balcanic și Alexia Ivana Păspin, locul întâi, juniare cu 20. Așa, o rând de la rând.
vă felicitări. Sărituri în apă, sportul pe care l-am antrenat și eu timp de 18 ani. Cătălin Cozma, pentru locul întâi din campionatul național senior și Adrian Chiriac, locul al treilea, campionatul Balcanii Serbe. Alexandra Creangă, locul 1 după României, Andrew Katz, locul 2 după României, Ana Trăistaru, locul al 3-lea după României, și Gianina Ima, antrenor CSM Bacău. Judo, locul al treilea, cu Apurești, tot ce se vreau.
premier pe Diana Mărunul de Judo Sport Lifting pentru cea mai valoroasă performanță realizată de elevii Convenției Naționale și Internaționale. Se acordă sportivului George Marian Spulber, Karate Tradițional, Asociația Club Sportiv Karate Tradițional, în locul întâi, Campionatul Național de Karate Tradițional Clasă. Este un sport care au limitele foarte mult. Karatele nu mai e un sport fizic, să zic așa. Și fostul mare campion, Tănuță Marberger, antrenor Karate Asociația Club Sportiv Karate. Eu nu l-am mai părut, scuzele de repede, nu știu dacă e în sală. Nu cred că este. Reprezentanta jocurilor de echipă, o sportivă talentată, care întâmplătoarea a fost vecină, era vititică, așa mai mare în cap decât mine, și nu întâmplător este fata unui polițist care aici ne evidență timpul liber prinzând niște răufăcători, domnul Virgil Aivai, că știți majoritatea din sală, dar astăzi o premiem totuși pe Mădălina Aivai, Bolei. E singura pe care mă poată și pe care mă amului. Este despre vecini. Și antrenorul Dumitru Matanie, Clubul Sportiv Școlar Bacău. Să fiu extrem de scurt, pentru că, știți, a fost într-adevăr o listă lungă. Ce sunt bucuros? Sunt bucuros să văd că avem copii deștepți. Sunt bucuros să văd că avem sportivi. Sunt bucuros să văd că avem talente. Obligația noastră, ca și autorități locale, o reprezintă, indubitabil, faptul că trebuie să recunoaștem performanța. Trebuie să încurajăm performanța, doar așa putem să ne asigurăm viitorul. Nu vreau să spun mai multe lucruri, vreau doar să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean și pentru votul acordat, și pentru inițiativă, și pentru inspirație. Domnul antrenor de tupe, ca să zic așa, să știți că v-ați simțit în elementul dumneavoastră, am văzut. Am văzut că sunt copii care i-ați dirijat, coordonat atât timp și fără să las o dentă politică din punctul ăsta de vedere, că nu asta este rostul nostru acum. Totuși trebuie să recunoaștem că Adrian face parte din echipa sportivă a Bacăului. Și acest lucru nu îl poate lua nimeni, nici o autoritate locală. Vă mulțumesc încă o dată, vreau să vă spun că pentru la anul o să facem de așa natură să modificăm regulamentul, să urcăm sumele, să fie un pic mai substanțiale și vreau să vă spun că premierea sportivilor nu se va termina pe anul ăsta. Noi ne-am încadrat într-o anumită sumă de bani și avem și Oneștiu, care undeva în ianuarie, dacă reușim, să facem o premiere și acolo pentru sportivii din Onești. O parte dintre dânsii, nu știu dacă au fost prinși în această premiere, am încercat să prindem tot județul, tot ce înseamnă reprezentare la nivel județean, dar pentru național și internațional. Eu vă mulțumesc.
muncească o dată și este meritul dumneavoastră, a nimeni, al cuiva. Mulțumesc! Sărbători cu bine!